Andreea, spune-mi ce cântare cânti tu acum. Ok. Care e numărul în românește? Aș vrea să continuăm mai departe. Eu pregătisem altă cântare, dar aș vrea să o cântăm pe aceasta. Al meu ești Iisuse, mulțumesc. Ia vedeți repede ce număr este. Al meu ești Iisuse. Do you have it? Yeah. Vă voi invita să cântăm două strofe din cântarea aceasta. 91. După care o voi invita aici, alături de mine, pe sora Ligia. De devoțiune și de dragoste pentru Domnul Iisus Hristos să facă introducerea la ceea ce va urma în momentul acesta. Ligia? Domnul să vă binecuvinteze pe toți și ne bucurăm că în această dimineață putem fi împreună și ne bucurăm că Domnul este prezent aici și dacă El este prezent, este suficient pentru noi. De aceea, Domnul să vă binecuvinteze pe toți și dorim ca Domnul să ne vorbească, iar noi, robii Lui, să-L ascultăm. Așa cum soțul a mărturisit aseară, Domnul m-a chemat la lucrarea cu copii străzii din București și mi-aduc aminte de acea perioadă din viața mea, pentru că a fost o perioadă deosebită, specială. Domnul avea să mă pregătească, să mă formeze, să mă zdrobească, de fapt, așa cum numai El știe să o facă, pentru întâlnirea cu soțul meu. Mă rugam lui Dumnezeu ca El să mă binecuvinteze cu o familie. Doream să fiu fericită în viața de familie și știam că numai Domnul poate să facă această lucrare. Așa că într-o abandonare totală pe brațul lui Dumnezeu, când nimic din lumea aceasta nu mai îmi trebuia decât să-L ascult pe Domnul meu și să împlinesc tot ceea ce îmi cere de împlinit, pe acest braț cu abandonare totală așteptam în tăcere răspunsul Domnului la această rugăciune. Într-o zi de toamnă, Domnul a făcut această minune. Eram departe de casă la o adunare de tineret și acolo avea să-L întâlnesc pe soțul meu. Mi-aduc aminte că la sfârșitul acelei întâlniri m-am trezit față în față cu el și Domnul mi-a pus aceste cuvinte să-i spun. Știu că îi spuneam: Sergiu, tu nu ești la întâmplare așa, Dumnezeu are un scop cu tine, cu viața ta. Dumnezeu vrea să se proslăvească prin tine, vrea să te folosească, să fie o încurajare, o mângâiere. Și la aceste cuvinte știu că s-a uitat la mine în ochii mei și mi-a spus: Ligia,
Mă bucur așa de mult pentru tine, pentru că ai avut pentru mine așa cuvinte speciale și apreciez fiecare cuvânt care mi l-ai spus. Dar vreau să spun și eu ceva. Tu spui că Domnul mă cheamă la o lucrare specială, tu spui că Domnul are un plan deosebit cu mine și cu viața mea. N-ai vrea să fii soția mea, să stai lângă mine și să facem împreună această lucrare la care tu spui că Domnul mă cheamă. A fost ca o cerere în căsătorie, nu? Dar așa lucrează Dumnezeu. De multe ori ne surprinde atât de frumos. Și în acel moment mi-aduc aminte de vocea blândă a bunului păstor, care mi-a spus așa: Ligia, dacă nu ești gata să împlinești, atunci tot creștinismul tău este egal cu zero. Și în următorul moment am simțit că totul se prăbușește sub picioarele mele și am căzut spiritual, vorbesc înaintea Domnului, n-am despărțit. Dar în acea noapte lungă pentru mine, cu fața la pământ, am început să stric către Dumnezeu. Și știu că îi spuneam Domnului meu: Doamne Iisuse, Tu știi cât Te iubesc. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Doamne, unde aș putea să fug de ochii Tăi ca para focului? Doamne, Tu vezi dincolo de haina mea. Doamne, Tu știi și cunoști dragostea mea pentru Tine. Vreau să Te slujesc, vreau să Te ascult, vreau să Te urmez. Ajută-ne putinței mele. În acea abandonare totală pe brațul lui Dumnezeu, în acea abandonare 100% pe mâna lui Dumnezeu, Domnul a coborât în cămăruța mea, în odăița mea și mi-a dat mângâiere, cum numai El știe să o facă. A început să-mi vorbească, în primul rând a făcut-o prin cuvântul Lui. 6 luni de zile amândoi am strigat către Domnul într-un mod aparte, am luat zile de post și rugăciune și Domnul ne vorbea cu Dașamin. M-am pus multe semne înaintea lui Dumnezeu, pentru că acest pas l-am considerat un pas foarte important și căsătoria nu este o joacă. Și Domnul ne-a mângâiat și ne-a vorbit într-un mod așa de frumos. Ultimul semn a fost ca părinții mei să fie de acord cu decizia noastră de a ne căsători. Și mi-aduc aminte de seara când mama mea a venit la mine în cameră și mi-a spus: Ligia, eu știu că acest băiat este din partea lui Dumnezeu să-mi spui totul despre el. Nu eram pregătită să-i spun despre soțul meu și i-am spus: tu poate privești așa de ușor lucrul acesta, dacă ți-aș povesti puțin despre el, n-ai mai spune că e din partea lui Dumnezeu. Și ea, cu o voce atât de blândă, s-a uitat la mine și mi-a spus: Ligia, v-am primit pe toți ca cele mai speciale binecuvântări, suntem 9 copii la părinți. Și știu că Domnul are un plan și cu viața ta deosebit. Te rog să-mi spui totul despre acest băiat. În cele din urmă am primit curaj și am povestit accidentul care l-a avut soțul meu, faptul că a rămas fără brațe în urma acestui accident. Și a încenunchiat înaintea lui Dumnezeu, era modul ei specific. A început să laude pe Domnul împreună cu ea și eu. Iar în cele din urmă m-a încurajat așa de frumos: Ligia, slăvit să fie Domnul, că El te-a găsit în stare să faci această lucrare. Am simțit că primesc aripi și zbor, pentru că am realizat că acceptarea e de fapt răspunsul Domnului la rugăciunile mele. Și am știut că este Domnul prezent acolo și dacă stăm în picioare, este harul lui Dumnezeu. Și apoi rugăciunile sfinților care ne poartă pe brațe de rugăciune. Deci v-aș îndemna să vă rugați unii pentru alții, să țineți strâns lanțurile dragostei și atunci o să vă vedeți cu alți ochi, cu ochii dragostei lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute la aceasta. Mi-aduc aminte de tata, el era destul de îngrijorat de decizia mea și oarecum nu mă înțelegea, își punea multe întrebări, normale, firești. Știu că de câte ori mă întâlneam cu el, îmi spunea: bine, e importantă voia lui Dumnezeu, dar totuși gândește-te cum o să te descurci, din ce o să trăiești, care va fi viitorul vostru, poate o să aveți și copii. Și atâtea întrebări, dar nu știam să răspund la niciuna. Dar mă duceam înaintea lui Dumnezeu și învărsam inima acolo înaintea lui și primeam pace și bucurie. Și așteptam în tăcere ca Domnul să lucreze și la inima lui.
Într-o seară Domnul a făcut această minune, pentru că spuneam Domnului: Doamne, dacă este lucrarea Ta, tot ceea ce încep, duci la bun sfârșit. Așa că Te rog să schimbi și inima tatălui meu. Și Domnul, așa cum am spus, a făcut-o într-un mod deosebit. Într-o seară știu că am avut o discuție cu el și îi spuneam: Tata, de atâtea lucruri te frămânți și poate e normal să spui atâtea întrebări, dar vreau să îți spun ceva, că eu în această căsătorie merg bazată nu pe forțele mele, pe puterile mele, ci merg bazată pe brațul unui Dumnezeu care este plin de milă și de înturare. Un Dumnezeu care știe să poarte de grijă cum nimeni altul. Domnul meu poartă de grijă la văduvă, la orfan, păsărilor de pe ceruri, crinii de pe câmp îi îmbracă atât de frumos. Oare nu ne va purta și nouă de grijă puțin, credincioșilor? Tata, eu mă arunc pe brațul acestui Dumnezeu pentru că îl cunosc și mă cunoaște. Sunt oița lui, săpată în palmele lui. Știu că îi spuneam tatălui meu: Tata, acest Dumnezeu este credincios cuvântului lui. Mi-a dăruit atâtea promisiuni. Le-am strâns în inima mea. Și știu că este credincios cuvântului lui. Este același. El mi-a promis că sunt același. Ieri pentru mine a fost același, Domnul meu. Astăzi, același în credincioșia lui. De când am deschis ochii și m-am putut bucura de lumina zilei, credincioșia lui. Nu era dator Dumnezeu cu nimic față de mine. Mâine este credincios cuvântului lui și mă așteaptă acolo cu brațele deschise, gata să mă binecuvinteze cu tot felul de binecuvântări. De ce să mă tem? De cine să-mi fie frică? A plecat la Domnul tatăl meu, dar a văzut cum suntem purtați și binecuvântați pe brațul unui Dumnezeu care știe să binecuvinteze cum nimeni altul. N-am dus lipsă de nimic și nu vom duce lipsă de nimic, pentru că cei ce se încred în Domnul niciodată nu-și vor cerși pâinea. Suntem binecuvântați pentru că El este totului tot pentru noi. Domnul m-a binecuvântat cu o soție minunată, cu o familie minunată, cu un soț minunat, cu un om care ceea ce vorbește împlinește. Și sunt așa de binecuvântată că Domnul mi l-a dat. Suntem fericiți pentru că El este fericirea noastră, El este puterea mea, El este tăria mea, pot totul în Hristos care mă întărește. Suntem binecuvântați și cu 3 copilași, așa cum soțul a spus, și ne bucurăm de ei. Sunt multe întrebări care mi se pun: pe unde mergem? Bine, Domnul e cu voi, vă poartă de grijă, dar totuși cum te descurci? 3 copilași, un soț pe care trebuie să-l îngrijești? Nu știu să răspund la nicio întrebare, pentru că aceasta este o lucrare din El, prin El și pentru El. Dar știu un singur lucru pe care îl trăiesc: că El, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, poartă cu mine povara. Eu nu sunt singură pe acest pământ, pentru că mi-a promis: voi fi cu tine până la sfârșitul zilelor tale. De aceea călătoria mea este atât de frumoasă împreună cu El. El știe să poarte povara mea. Într-o zi, El va veni să mă ducă acasă, mi-a promis. Că mă duc acolo să-ți pregătesc un loc, dar mă voi întoarce să te iau acasă. Este promisiunea Lui. Și această nădejde mă sfințește. Dragii mei, vă încurajez, nu vă uitați nici în dreapta, nici în stânga, nici în spate, privirea în sus, căci de acolo vine izbăvirea. Maranata, Domnul nostru vine, El să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Vreau să vă spun că n-am asistat niciodată la o povestire de copii așa de bine spusă. Am urmărit-o pe Sophie. Sophie nu și-a luat ochii de la amvon. De obicei, știți, copiii se mai uită în altă parte, nu înțeleg. Ochi și urechi. Pentru cei ce n-ați fost aseară. Cu noi se află și Sergiu. Viața lui
este mărturia luptei de pe pământul acesta și a pierdut la vârsta adolescenței ambele brațe datorită unei electrocutări cu un curent de înaltă tensiune. A urmat apoi întrebările, lupta cu Dumnezeu, găsirea lui Dumnezeu, convertirea, îndrăgostirea de Dumnezeu și aseară finalul era acesta. Am fost mult prea binecuvântat de Dumnezeu în toată viața mea. Ceea ce ați auzit acum a fost un scurt sumar al mărturiei date de soția lui. Sergiu, Domnul să fie cu voi, să vă binecuvinteze. Mulțumim că sunteți cu noi astăzi. Voi invita biserica să ne ridicăm pentru rugăciunea taină și voi invita familia Pohrib să vină alături de mine.